Drumuri bune să aveți fără evenimente. Și să vă trăiască toate femeile din viață. Surpriză plăcută astăzi pentru multe șoferițe din Buzău. Cu ocazia zilei de 8 martie, agenții Serviciului Poliție Rutieră au organizat o acțiune de depistare și sancționare cu flori a doamnelor și domnișoarelor de la volan. De data aceasta, polițiștii nu au mai avut procese verbale, ci flori și o poezie compusă chiar de o polițistă. Odată oprite, conducătoarele auto au primit și recomandări ce vizau respectarea normelor rutiere. Vă înfrumusețăm ziua cu o floare, da, și o poezie din partea poliției. Poezia este făcută de o polițistă, așa că v-aș ruga să o citiți. Mulțumesc, da? Mult de tot. Aveți emoții? Da. De ce? Prima dată oprită de poliție. Fără evenimente pe tot parcursul dumneavoastră în trafic. Mulțumim din suflet. Doamna domnișoara are permis de conducere? Nu. Face școală. Atunci. Bine, atunci îi dorim și dânsei baftă, da? Extraordinar gest. Ați mai fost? În fiecare an. Sunt norocoasă, se pare. Vreți să și coborez? Da, română. Sigur că da. Vă rog, uitați, avem aici trei floricele frumoase vă pentru dumneavoastră. Vă mulțumesc din suflet. Mulțumesc. Și avem și o, uitați aici, o poezie. Mulțumesc, da, poate o citiție făcută de poliție. Da, mulțumesc frumos, da, de prima dată. Și cea mai frumoasă surpriză, vă mulțumim frumos. Serios? Da, să rămână, îmi pare foarte bine că v-am făcut o surpriză și plăcută. Este prima floare pe ziua de astăzi. Polițiștii au oprit chiar și un autobuz pentru a le oferi flori pasagerelor. La mulți ani, doamnă. Uitați, avem și o poezie din partea unei polițiste, da? Doamne, ce v-a dat o floare astăzi? Sincer să fiu, soțul dimineață. V-a dat. Este foarte bine. Înseamnă că vă iubește, da. Nu? Da. Uitați, avem și aici din partea poliției. Da, și o, da, și o felicitare. Potrivit ofițerilor de la rutieră, acțiunea a avut și un rol educativ. Astăzi, agenții de circulație vor evita să amendeze șoferițele. Totuși, abaterile grave vor fi sancționate conform legii. Este bine să ținem cont de această sărbătoare, să avem grijă în fiecare zi de doamne și de domnișoare, iar conducătoarele la auto au fost surprinse că poliția rutieră le-a oferit o floare și nu au fost oprite pentru încălcarea unor reguli de circulație. Colegii dumneavoastră vor fi mai indulgenți astăzi? Pot să vă spun că nu, pentru că atunci când încalci o regulă de circulație, trebuie să și aplicăm sancțiunea contravențională. În mod tradițional, la începutul lunii martie, polițiștii desfășoară astfel de acțiuni în trafic în toată țara.